Să vă iubiți unii pe alții, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Porunca Domnului Isus este motivația creștinilor de la Biserica Buna Vestire din Chișinău, care se implică în nevoile creștinilor mai nevoiași decât ei. De câțiva ani la rând, Biserica Buna Vestire organizează regulat iarmaroace de caritate pentru susținerea creștinilor din Sudanul de Sud. Deja de 6 ani organizăm astfel de evenimente, de 2 ori pe an, la Paște și la Crăciun, pentru a împlini nevoile refugiaților din Sudanul de Sud, care sunt în Uganda, și acolo de fiecare dată merge păstorul nostru cu un ajutor, un tânăr din Biserica Buna Vestirea, și astfel îi ajutăm cu medicamente, cu hrană, și cel mai important, cu cuvântul lui Dumnezeu, care ei îl învață ca să-l transmită apoi la grupurile lor, la bisericile lor, și să ducă vestea Evangheliei până la marginile pământului. Biserica s-a organizat foarte frumos și mulțumesc cu acest prilej la fiecare membru care și-a depus timp, inclusiv resurse financiare, care a venit, care s-a pregătit, care ne-a ajutat în tot ceea ce vedeți astăzi aici. Eu vreau și țin să mulțumesc fiecăruia astăzi. În fiecare an, fiecare membru a bisericii, îndeosebi surorile noastre, începând cu școala duminicală, terminând cu familiile, cu toții sunt implicați, de la produs handmade până la produs de gustoșenie, așa le-am spune noi, da? Care sunt foarte întrebate de fiecare dată. În acest an o contribuție frumoasă au avut-o refugiații ucraineni, care au făcut o strângere, au confecționat felicitări și au pregătit bucate. Potrivit organizatorilor, la Iarmarocul din 10 decembrie au fost colectați 57.000 de lei. De mai mulți ani, pastorul bisericii Radu Blendarencu împreună cu alți slujitori din Moldova vizitează Sudanul de Sud, unde învață pe pastori și misionari din Cuvântul lui Dumnezeu și participă la nevoile lor materiale.